Dacia Iscrastal și Șerif sunt ultimele reprezentante ale Moldovei în cupele europene în acest sezon. EuroTV va duce cele mai interesante știri din culisele partidelor cu participarea echipelor moldovenești în Europa. Dacia Chișinău este în cărți. Lupii galbeni conduc cu 1-0 FK Zastafonii după prima repriză a manșei secunde din turul 2 preliminar din Liga Campionilor. În meciul tur din Georgia, Dacia a pierdut cu 3-0. Continuăm jurnalul. Șerif nu este o echipă bună, chiar dacă are jucători valoroși. Astfel a declarat antrenorul lui Železniciar, Amar Osim, înainte de meciul retur de la Tiraspol din manșa secundă a turul 2 preliminar al Ligii Europa. Partida totuși va fi una fierbinte, la fel ca temperatura de afară, a mai spus tehnicianul bosniac. Vom fi mulțumiți. Șerif Tiraspol a pierdut cu 1-0 în Bosnia și Herțegovina în fața lui Železniciar în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Europa. Antrenorul bosniecilor Amar Osim și-a făcut temele pentru meciul retur și a depistat părțile slabe ale vicecampioanei Moldovei. They have good players, but they still don't have a good team because those players are quite new, so they need time to adapt to each other. We know that Sheriff is going to be much more aggressive than they were in the first game. I hope it won't be so hot like today, so it's my first hope. Bosniecii sunt de acord ca Șerif să-i bată, dar cu o singură condiție: Železniciar să se califice în etapa următoare a competiției. This is too hard game for us and for Șerif. We have a good result from Sarajevo and lose 2-1. It's too for us good result. Tomorrow is play very hard match and fight 1 minute and this finish. Partida Șerif Tiraspol Železniciar Sarajevo se va disputa joi 21 iulie la Tiraspol cu începere de la ora 19. Železniciar se pregătește de sărbătoare la Tiraspol. Cel mai titrat club din Bosnia și Herțegovina va juca contra lui Șerif în manșa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Europa, al 70-lea meci oficial în cupele europene. Însă nu toți jucătorii lui Železniciar știu de jubileu. Baždarević! Banul! Drugog poluvremena. Kraj susreta. Prema tome, meč četvrtfinala Kupa UEFA na grbavici između Željezničara i Dinama iz Minska. Završen je pobjedom Željezničara sa 2-0. Železničar Sarajevo va juca joi 21 iulie contra lui Șerif la Tiraspol în manșa secundă din turul 2 preliminar al Ligii Europa, al 70-lea meci din istorie în cupele europene. 70th game, you know, it's nice. It would be nice to have a good result. Jucătorii lui Železniciar au aflat de jubileu de la EuroTV. I don't know that information. I don't know. I come in this radio after 1 year. Železniciar a înregistrat cea mai bună performanță în Europa în sezonul 1984-1985, când a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. Atunci clubul din Bosnia și Herțegovina a trecut de așa echipe ca OFC Sliven, FC Sion, Universitatea Craiova și Dinamo Minsk. În semifinale, Železniciar a fost eliminată în dublă manșă de Videoton din Ungaria. Joc bazat pe calități tehnice și pase scurte. Aceasta este tactica croaților de la NK Varaždin pentru returul cu Iskrastal din manșa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Europa. Dacă NK Varaždin a reușit să obțină la Tiraspol un rezultat favorabil, de ce nu am putea și noi obține o victorie în Croația? A declarat tehnicianul ucrainean al echipei Iskrastal, Valerii Cealăi.
Iskra Stal Râmnița este unica echipă din Moldova care nu a pierdut în acest sezon în cupele europene. Oțelarii au remizat la Tiraspol cu NK Varaždin, scor 1-1 în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Europa. Antrenorul croaților, Samir Toplak, a declarat că în retur echipa sa nu își va schimba stilul de joc. Igram uvijek isto, mi volimo posjet lopte, volimo kratke paseve i to ćemo prezentirati u Varaždinu i nadam se da će biti realizacija bolja. I don't think that's going to be easier. I think that's going to be tougher because we are now favorites and we need to win. Probably we have more chance than Iskra. We saw that we can play with them and I hope I will pass the turn. Chiar dacă au primit un gol în deplasare, oțelarii sunt optimiști înainte de meciul retur și speră la calificare. У нас есть шанс счет 1-1, да, и вроде бы мы играем на выезде, но ничего страшного нет. Команда Вараждин сумела сыграть 1-1 здесь, а почему мы не сможем эту команду обыграть в Хорватии? Мы очень надеемся, что мы сможем продолжить борьбу за выход в следующий круг и на выезде. Meciul NK Varaždin Iskra Stal Râmnița se va disputa joi 21 iulie în Croația, cu începere de la ora 20, ora Moldovei. Iskra Stal este un nume greu pentru croați și români. După ce mijlocașul lui NK Varaždin, Dan Aganovic, i-a numit pe oțelar Iskra Stal și jurnaliștii români au găsit un supranume echipe din Râmnița, Ikral. Iskra Stal a remizat la Tiraspol cu NK Varaždin, scor 1-1 în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Europa. După meci, mijlocașul croat Dan Aganovic nu a știut exact cum se numește echipa din Râmnița. More much chances than our Iskra Stal against us. Scal. Iskra Stal este un nume greu și pentru români care i-au găsit un supranume, Ikral. Cum e cu adversara din Europa League? Pe cine preferați? Iskra Stal, zici că nume, când citesc Iskra Stal, mă gândesc la Ikralul de vreau ce au spus. Ikral sau Varaždin? Pe cine vezi? Nu știu, eu cred că Varaždin va fi până la urmă pentru că a fost 1-1. Meciul retur NK Varaždin Iskra Stal va avea loc joi 21 iulie în Croația cu începere de la ora 20. Învingătoarea prechii va întâlni Dinamo București în etapa următoare a competiției.